Bine, dragilor, și bine v-am regăsit! Eu sunt Raluca Ermie și în fiecare miercuri postez câte un clip pe acest canal despre viața mea ca autor, despre edituri, despre cărți, subiecte de dezvoltare personală și multe, multe alte lucruri interesante. Așa că dacă te interesează domeniul, nu uita să te abonezi și să apeși și clopoțelul pentru a fi primul care primește notificările. Astăzi vorbim despre somn sau lipsa somnului. Și nu chiar despre asta, ci despre ce am putea să facem dacă tot nu dormim. Rămâneți. Poate unii dintre voi știu deja, am o perioadă mai solicitantă și stau cam prost cu somnul. De obicei am stat prost cu somnul. Și pregătesc un clip despre insomnie, mai ales că am avut toate formele de insomnie. Sau nu știu, probabil că au apărut clasificări noi, dar toate formele pe care le cunosc eu de insomnie. Acum aș dormi, dar nu pot din diverse alte motive, dar tocmai de aceea mă gândeam, hai să încercăm să facem ceva productiv cu timpul nostru. Aici văd că, uite, m-am înroșit un pic, am stat puțin la soare și mă înroșesc repede. Și de obicei aici pe nas și vârful pomeților. Bun, haideți să facem ceva productiv cu timpul ăsta, dacă tot nu reușim să dormim. Și mă gândeam să ne dăm întâlnire pe la ora 5 dimineața. 5 ora României. Adică dacă sunteți din colțuri diferite, trebuie cumva să ajustăm programul ăsta. Să ne întâlnim la 5, să avem așa un scurt moment de follow-up, de conectare, 50 minute. Și pe urmă să mergem fiecare să ne ocupăm de lucrurile pe care trebuie să le facem. Cu ideea în minte că undeva într-un colț de lume, într-un colț de univers, sunt alți oameni care fac același lucru și care sunt conectați emoțional la tine și care își doresc pentru tine să ai o zi minunată și să poți să te dedici proiectelor pe care le-ai început sau la care lucrezi. Așa că, dacă sunteți disponibili, eu o să vă lansez în fiecare zi propunerea sau, mă rog, cât de des pot. Și dacă este cineva online, atunci aștept să ne conectăm. Altfel, urmează să facem un grup mai mare și să postăm acolo fiecare ce nevoie are, ce proiecte are, ce are de făcut. Și ar avea nevoie de susținere ruptă, nu știu dacă deja nu mai sunt coerentă. Da. Bine. Asta era un bonus, să știți că ce fac eu în perioada asta. Aș dormi. În perioada asta aș dormi și nu pot. Da. Bine, dragilor. Nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri, poate mi interesează pe ei să participe, poate sunt ei insomniaci și s-ar bucura așa de o scurtă conversație înainte de a se pune pe treabă. Eu sunt Raluca Ermie și până data viitoare să citiți mult. Am pupat!